s-au deschis în cuvântul Domnului. Atunci s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au pus la o altă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădina în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpului, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te dărăști pe pânt și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scos hrana din el în toate zilele vieții tale, spini și pălămide să-ți ia și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. Până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu el. Domnul Dumnezeu a zis, iată, că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izbăvit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată ca să pătească drumul care duce la pomul vieții. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locul. Dragi frați și surori, stimați prieteni care sunteți aici, misiunea mea în această dimineață este o misiune deosebit de grea. Va trebui să vă vorbesc despre cer în așa fel când veți pleca de aici, să vă doriți cerul mai mult decât pământul acesta pe care trăim. Va trebui să vă vorbesc despre lucruri care pot să vă dea pacea. Luca 19. Și unul din aceste lucruri este vestea bună a mântuirii. În așa fel când plecați de aici, să simți becul în camera copiilor tăi cu pace și să dormi în aceeași cameră în care dorme soția ta cu vorbe frumoase și nu cu urmă. Va trebui, dragii mei, să vă vorbesc despre bogăția Harului Lui Dumnezeu. Despre faptul că poți să faci fapte bune, fapte multe. Fără întâlnirea cu Iisus, iadul este garantat. Mi-e greu să spun asta, dar o spune Biblia. Dar, dragii mei, înainte să vină dumneavoastră, am ascultat o cântare care a cântat patru frați de aici, aici în fața lângă oameni. Și spunea această cântare, vorbește-mi, Doamne, căci sunt rob. Și robul tău ascultă. Mai toarnă-mi iar ulei în ciob. Ciobul tău, fără uleiul lui Dumnezeu, e zero. Mai toarnă-mi iar ulei în ciob, mai dăm din Duhul tău un bob. Și dragoste, mai mult. Frați și surori, în această dimineață mă apropii cu sfială de acest text. Și vreau să vă vorbesc despre întrebări care îți pot salva viața. Întrebări care îți pot salva viața, dacă dai un răspuns la ele, bineînțeles. Vreau să subliniez de la început că nu voi pune eu întrebările astea. Eu nu am trecut să pun anumite întrebări intime. Sunt oameni care întreabă pe alții, ce salar are? E o întrebare poate mai intimă. Sunt oameni care își întreabă poate alții din biserică, fel și fel de alte întrebări. Dragii mei, sunt întrebări care au niște limite. Dar vreau să vă spun că nu eu vă pun întrebările acestea, ci Biblia. Bineînțeles, răspunsul dumneavoastră la aceste întrebări e un răspuns opțional. Dacă doriți să răspundeți, vă rog să răspundeți acolo unde sunteți în bancă.
Eu vă voi da răspunsul oamenilor la care Dumnezeu s-a adresat. Și, dragii mei, comparându-l și analizându-l cu viața dumneavoastră, veți putea pleca de aici o viață salvată, o veșnicie garantată. Sau veți putea pleca de aici fără să dați aceste răspunsuri și poate cu aceeași povară în suflet, cu același necaz, cu aceeași probleme, cu aceleași probleme. Mă apropii de acest text, prezentând în primul rând cadrul în care a fost această întâlnire a omului cu Dumnezeu. Dragii mei, grădina Eden, și chiar mă uitam astăzi, n-am văzut un ceas aici, și mă gândeam că un pic se mânați cu Edenul, că în Eden nu erau ceasuri. Dar știți care e problema? Că sunt multe clădiri lumea asta în care nu sunt ceasuri și nu seamănă cu Eden. Dar am găsit aici ceva, părtășia aceea cu Dumnezeu, părtășie dulce. Asta mă duce pe mine cu gândul la Eden. Și, dragii mei, Dumnezeu l-a pus pe Adam în Eden. Vreau să vă spun că în Eden nu trebuia să plantezi roșii ca să crească, creștea de la sine. Vă spun, frate, că este unde să crească ceva în Biblie. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pom plăcut la vedere și bun la mâncare. Și continuă mai departe. Răsăreau pomii fără să fie plantați. N-a dat nimic Adam de făcut altceva decât să mai găsească un animal, mai punea un nume, mergea mai departe, se odihnea, nu trebuia să sape. Dragii mei, toate erau la dispoziția lui, dar pe lângă astea, cel mai important lucru era că în fiecare dimineață avea o părtășie personală cu Dumnezeu. Undeva, la un moment dat, Eva merge și ia din fructul oprit. Pentru că voi vorbim mai târziu despre poftă, nu despre nevoie. Ia din fructul oprit, mănâncă și calcă porunca lui Dumnezeu. În acel moment, dragii mei, Dumnezeu are o nouă întâlnire cu Adam. Dar nu mai e o întâlnire a părtășiei, ci e o întâlnire între Dumnezeu și un om care a păcătuit. Și unde intervine păcatul, vreau să vă spun ceva. Nu mai există părtășie. Frați și surori, dragii mei prieteni, Adam a pierdut totul în ziua aceea. Dar au zis așa, măcar înainte să ies din Eden, măcar să rămâne soția mea cu nume. Și a pus numele Eva. Dar nimic altceva nu a rămas. Cu nimic altceva nu a rămas. A fost blestemat pământul și din ziua aceea a trebuit să-și facă hârleț, târnacop, sapă. Atunci au apărut numele. Când nu erau nevoie de ele în numele. Din ziua când a plecat din Eden, dragii mei, Eva și-a dat seama cum să-i nasc copiii cu durere. Nu știu cum a fost întâlnirea lor când stătea Cain și Abel, copiii care Dumnezeu i-a dat Evei și lui Adam. Dar în ziua când Cain s-a întors de la câmp, fără Abel, o înțeles Eva și Adam și-o pierdut. Pentru că unde intervine, dragii mei, păcatul, intervine și moartea. Și dacă astăzi ești aici, dragul meu, vreau să spun ceva. Tu ai păcat în viața ta. Și Dumnezeu astăzi îți spune niște întrebări, dar vreau să spun un lucru. Răspunsul la aceste întrebări îți pot salva viața. Noi ne-am născut cu blestemul păcatului. Și la matern, în Arad, se aud strigătele mamelor care le-ați copii și din ce cauză? Pentru că am mâncat din fructul oprit. Și prima întrebare care îți poate salva viața în această zi este întrebarea din versetul 9. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? Dragi și surori, nu știu dacă ați întâlnit, dragi prieteni, în țigătul marmației pe cineva care își cheamă copilul cu disperare. Nu știu dacă ați întâlnit un robotnic, auzeam despre un caz în care în crișul din Oradea, un logotnic a căzut cu mașina și a sunat logotnica din mașină din Criș. Nu știu care au fost ultimele cuvinte. A murit, asta e clar că a murit acolo. Eram în Budapesta, în grădina zoologică din Budapesta cu soția și la un moment dat am observat cum o mamă care își pierduse copilul a început să strige. Dragii mei, vreau să spun că această întrebare, unde ești, nu e o întrebare a curiozității. E o diferență între a întreba unde ești și ce mai faci. E o diferență enormă. Dumnezeu nu i-a pus întrebarea lui Adam din curiozitate. Nu, nu, nu. Zice că Dumnezeu a chemat pe om.
Pentru prima dată, în acele zile, Dumnezeu era singur la părtășie. E ca și cum ar veni păstorul dumneavoastră, duminica, la ora 9, n-ați fi niciun dintre voi aici. Nu cred că ar fi un program frumos. De fapt, acea întâlnire n-a fost o întâlnire frumoasă. Și, dragii mei, acest strigăt al lui Dumnezeu e strigătul acela din pieptul cu durere. Unde ești, omule? Unde ai plecat? E strigătul, dragii mei, e strigătul singurătății. Și vă spuneam că eram o grădina zoologică din Budapesta și așa mamă își striga fiul. Dar știți ce m-a impresionat? Că în timp ce mama am văzut că pleca într-o anumită parte, copilul acela care își pierduse și el mama, venea în sens opus, cu lacrimi în ochi, și striga, mami! Dragii mei, când am uitat acea întâlnire, ne-am adus aminte că în Eden noi am pierdut această părtășie. Și știți care a fost problema? Că în loc să Adam să fie acel copil care se îndreaptă spre Dumnezeu, Adam a fost omul care a fost scos. Dragul meu, întrebarea mea pentru tine în această zi e, unde ești? Întrebarea lui Dumnezeu pentru tine în ziua aceasta este, unde ești? Păi spune, frate Cristi, sunt un director. Frate Cristi, pe drumul pe care sunt eu, e un drum extraordinar. Dragul meu, într-o zi, pe crucea ta de la cimitir, fie că vei scrie director, fie că nu vei scrie director, fie că vei scrie doctor în matematică sau în filozofie sau în teologie, fie că nu vei scrie, am văzut crucea de unor slujitori pe care scrie așa, un rob al lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva, sub pământ, titlurile nu mai au valoare. Și întrebarea lui Dumnezeu pentru tine astăzi, în această zi, e unde ești? Dragul meu, în fiecare dimineață, și este acolo un pasaj în care spune, dimineața Iisus stătea pe țăr. Vreau să spun ceva, în fiecare dimineață Iisus te așteaptă la părtășie. Și înainte să mergi să-ți iei cafeaua de acasă și ceaiul, El așteaptă să deschizi Biblia. Sunt oameni care își întind, când se scoală, primul lucru întind mâna spre pachetul cu țigări. Și spun, dacă l-am găsit, am pace, cafeaua mea în bucătărie și va fi în poziul pișnuit. Dumnezeu e acolo și te întreabă unde ești, pentru că tânjește și ar trebui să tânjești după o relație cu El, după o părtășie deosebită cu El. Vrei să dai un răspuns la această întrebare? Noi nu dorim să-L auzim cu voce tare, pentru că e un răspuns intim. Tu poți să recunoști astăzi înainte lui Dumnezeu locul în care ești, împlinirile care le-ai avut în viață. Și mă rog, dragii mei, ca răspunsul acesta să fie un răspuns sincer. Adam a spus, așa, ți-am auzit, glasul în grădină, mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Frica intervine în momentul când intervine și păcatul în viața omului. Și dacă astăzi ești plecat la locul de părtășie, urmează o a doua întrebare. O a doua întrebare. Versetul 13. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Dragii mei, frate și surori, dragi prieteni, cu alte cuvinte, Dumnezeu a spus așa. Am înțeles că nu ești la părtășie. Am înțeles că în momentul când am venit aici, nu era nimeni cu care să mă pot înțelege, să pot povesti, să pot să am o părtășie deosebită. Nu era nimeni. Am înțeles că nu ești aici. Dar Dumnezeu continuă și îmi zice, Adame, Eva, ce ai făcut? Ce te-a făcut să nu fii aici, astăzi, în dimineața aceasta? Spunea Dumnezeu. Frații surori, am avut diferite întâlniri în viață cu oameni, cu colegi, cu prieteni. Și fiecare a avut scuza lui la lipsa de la întâlnire. Unii spuneau, am întârziat tramvaiul. Alții spuneau, am întârziat autobuzul. Altul spunea, nu mi-a sunat ceasul. Și fel și fel de scuze. Vreau să vă spun că în fața lui Dumnezeu scuzele noastre pălesc. Și singurul răspuns care e valabil dacă lipsești de la locul părtășiei cu Dumnezeu e acesta. Doamne, am păcătuit. Spunea Oxford că în momentul când iei păcatul din nou, rămâne chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar și surori, l-a întrebat Dumnezeu pe Cain, Cain, ce ai făcut?
O mers la el la când cu Abel și m-am gândit mereu la, la acel pasaj. Când moartea intervine pentru prima dată în istoria omenirii. Și Cain îl întreabă pe Dumnezeu, Cain, ce ai făcut? Dar nu e o întrebare, dragii mei, de rutină. Pe mine mă doare că de multe ori poate vin în biserică și pe cel de lângă mine întreb ce mai fac, dar parcă mă gândesc, sper că nu mă ține mult cu ceea ce zice. Oricum mă trebuie să poate prea mult ce face. Dragii mei, Dumnezeu, când a pus întrebarea asta, Eva, ce ai făcut? Nu a pus întrebarea, nu mai am să întreb și vreau să aflu ce ai făcut. Nu. A pus o întrebare, dragii mei, la subiect. Și vreau să te întreb dacă ți-ar pune Dumnezeu întrebarea astăzi, aceasta ție, ce ai răspunde? Care ar fi răspunsul tău? Dragi și surori, Adam a zis, mi-a fost frică și m-am ascuns. Ca și părinți. Am o fetiță de 6 luni acasă. Dar sunt sigur că atunci când va crește, va fi ca și copiii dumneavoastră. Când va face o boacă, nu va veni și m-a zice, tati, te iubesc. Nu. Primul lucru care va face, se va ascunde. Am fost copil și așa am făcut și eu. Dragul meu, tendința omului e de a ascunde ceea ce face rău și de a se lăuda cu ceea ce face bine. Să nu uitați asta. Tendința omului e de a acuza bine. De a spune pace, bună ziua, ce mai faci, îmbrăcat frumos. Dar spunea cineva că adevăratul caracter al unui om se vede atunci când nu te vede nimeni. Când ești ca tânăr singur în fața monitorului, aia îmi spune mie adevărata spiritualitatea ta. Când ești singur ca soț, poate, la lucru, înconjurat de atâtea probleme, de atâtea ispite, aia arată spiritualitatea ta. Dragii mei, noi foarte mult avem tendința asta de a arăta ceea ce face bine. Parcă atunci când cădăm să coșa unei bătrâne, ne uităm în jurul, mai bine o vadă de la biserică să mă vadă, uite ce am făcut. Dragii mei, e un instinctul acesta. Și spuneam și Domnul Iisus fariseilor, problema voastră nu e că postiți 2-3 zile. Nu. Problema voastră e că postiți și vreți să vă vadă oamenii. Fariseii la un moment dat erau numiți, așa zis și farisei care se lovesc de stâlpi. Pentru a nu fi ispitiți de femeile din acel secol, umblau cu capul plecat și se loveau la un moment dat de stâlpi dacă nu vedeau fața lor. Și aveau o religie care era foarte mult orientată spre lume. Să fie văzuți. Vreau să întreb în această dimineață. Dacă ai fi avut lângă tine o persoană care ar fi trebuit să scrie un eseu de luni până sâmbătă, ce ai făcut săptămâna trecută, ai fi de acord ca să noi să afișăm eseul acela astăzi, că e proiector aici? Dragii mei, știți că sunt lucruri care nu vrem poate să le vadă nici soțul, nici soția, nici copiii noștri? Am întâlnit familii în care tatăl a pozat bine ani de zile. La un moment dat copilul a aflat, de fapt, cine era tatăl. Am întâlnit familii în care copiii îi zâmbeau părintele, zâmbeau părinților frumos. Și după ani de zile s-a aflat lucruri grele despre ei. Vreau să vă spun un lucru. Cântați și cor aici, tu m-ai întocmit. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Îi spune frate Cristi și fac o paranteză, eu sunt ateu, eu nu cred în ceea ce a făcut Dumnezeu. Dar cineva să vă spun ceva. Dar reanimare și ateii spun, Doamne, ai milă de mine. Să nu uitați asta niciodată. Am văzut oameni foarte siguri pe ei, știți cât timp? Cât timp erau pe pământ. Și am văzut oameni care atunci când apropiam de Bruxelles, Belgia, și aveau să-i plătindea din cauza vântului, se implorau milă și rugăciune și se rugau cu toată inima. Și ziceau că suntem atei, nu am treabă cu biserica. Dragul meu, vreau să spun ceva. Astăzi, dacă nu ești aici la părtășie și poate ai venit doar în vizită, Dumnezeu îți spune această întrebare. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Doamne, am păcătuit. Noi foarte mult dăm exemplu acela al tâlharului. Era Iisus Hristos pe cruce și tâlharul lângă El. Și la un alt tâlhar zicea așa, El merită să fie pe cruce. Și un alt tâlhar spunea așa, El nu merită să fie pe cruce, noi merităm. Dragii mei, frați și surori, știți care e poate unul dintre cele mai grele probleme cu care ne confruntăm ca părinți în viață? Când copilul vine acasă și spune, tati,
Și tu ești bătrân, ești în vârstă. Sau poate ca și femeie, ești înaintat în vârstă. Și copilul zice, tati, după multe căutări, ți-am găsit loc la căminul de bătrân. Știi că în momentul ăla ți se prăbușește tavanul în cap, simți că parcă nu mai are rost viața. Și de ce cauză? Că apare nerecunoștința. Apare nerecunoștința. Dragii mei, unul dintre cele mai mari probleme în viață cu care se confruntă oamenii, aceasta este nerecunoștință. Dumnezeu îți dă în fiecare zi oxigen gratis. Gratis. Îți dă în fiecare zi apă gratis. Spune că este noi la Sighe, plătim apa. Nu plătiți apa, plătiți întreținerea apei și curățarea ei. Apa e gratis. Dragii mei, fiecare zi avem mâncare. Deschizi frigiderul și ai mâncare. Ai încă, poate, în cămară mâncare, nu? Și, dragii mei, Dumnezeu se uită la noi ca și oameni și ne întreabă ce ai făcut. Cu oxigenul pe care ți l-am dat, ce ai făcut mai bine? Cuvântat de luni până sâmbătă sau mai blestemat? Cu mâncarea care ți-am dat-o, ce ai făcut? Ai mulțumit, ne-ai mulțumit pentru ceea, dragii mei, noi nu avem ritualul. Faptul că ne ridicăm în picioare și mulțumim vă noi pentru bucatele care le avem acasă, e recunoștință. Dragul meu, vreau să-ți dați această întrebare în minte. Ce ai făcut? Dacă te-a ferit Dumnezeu, te întreabă astăzi, ce ai făcut? Nu uita, răspunsul e opțional. Și o să spun la sfârșit de ce răspunsul e opțional. Dar dacă vrei împreună cu mine să recunoști că ai păcătuit, Dumnezeu e gata să-ți salveze sufletul și să-ți dea viață. Trec mai departe la o a treia întrebare. Și vă invit să deschideți cu mine în Genesa capitolul 16 cu 8. Și cu 7 să înțelegem că e vocea Domnului. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Shur. El a zis, Agar, roaba Saraiei, de unde vii și unde te duci? Ea a răspuns, fug de stăpâna mea Sarai. Și o a treia întrebare care ne pune Dumnezeu astăzi este, unde mergi? Unde te duci? Dragii mei, lui Adam nu mai pus întrebarea asta, știți de ce cauză? Pentru că drumul lui Adam deja era scris. În momentul când ai căpătuit, vei fi izbornit din grădina Edenului. Știți ce a pierdut Adam când a plecat din Eden? În Eden a fost bogat și când a plecat a ajuns sărac. Pentru că cea mai mare sărăcie e în inima, dragii mei, cea mai mare sărăcie nu este o mare, ci în inima celor care nu au pe Dumnezeu. În momentul când Adam a plecat din Eden, o mai pierdut ceva. În Eden era sătul. Când au plecat, au ajuns flămând. Vreau să spun ceva. Bucatele care le ai acasă, satură firea. Dar nu ți poți să doar Duhul. La un moment dat, un mare om de afaceri, când se întorceau, așa vorbim termenii noștri, când se întorceau combinele de la treierat, atâta greu era, încât nu a mai avut loc în hambare. Se întorceau oamenii și spuneau, Domnule, nu mai avem unde pune porumbul, nu mai avem unde pune orzul, ovăzul. Nu mai avem loc pentru grâu și o să pus nicio problemă. Mărim hambare, facem hambare noi. Și noapte când s-au culcat, la un moment dat aude o voce care spune așa, nebunule. Adică neînțeleptule. Toate lucrurile acestea pe care le-ai făcut și care le-ai adunat, cui vor rămâne? Pentru că noaptea asta, astăzi se va cere sufletul. Dar știi ce-a spus înainte să se coace omul ăsta? Suflete, mănâncă și bea. El a crezut că sufletul satului cu cartofi pireu. Dar asta e fals. El a crezut, dragii mei, că sufletul, după ce bea o parte a minerale de sătul. Dar e fals asta. Dragii mei, am întâlnit oameni care vreau să-și împlinească setea după Dumnezeu prin fel și fel de mijloace. Au făcut pelerinaj, au dat bani la biserică, au aprins lumânări. Citeam mărturia unui om care spunea așa, am o insulă a mea, am insulă, dragii mei, n-avem casă, el avea insulă. Zeci de hectare, sute de hectare, spunea așa, am insula mea și vreau să o dau cuiva. Dar nu oricum. A vrea să-mi dea în schimb fericit. Pașul Sărăului spunea Traian Dos, fericirea e doar în jertfă și în iubire. Nu doar în iubire. Pentru că I love you în familie, înseamnă uneori și jertfă. Te iubesc în familie înseamnă și să mături în casă de multe ori.
Nu doar înseamnă să ieși la plimbare cu soția de mână în fapt. Nu, nu, nu. Dragii mei, din punct de vedere al lui Dumnezeu, răspunsul la întrebarea unde te duci ar trebui să fie mers spre cer. Cineva mă întreba zilele trecute, Cristi, unde mergi, cum ești? Cum e familia ta? Și am zis, sunt mai aproape de cer. Dragul meu, sunt câteva căi pe care merg oameni care nu sunt plăcute Domnului. Și vreau să răspuim un pic Biblia, în primul rând deschidem la Proverbe 15:9. Primul drum pe care unii de aici poate merg și care nu-i face Domnul, Proverbe 15:9. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar El iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Primul drum pe care poți merge astăzi e drumul celor răi. Frate, surori, dragi prieteni, știți ce domină societatea din ziua de astăzi? Răutatea. Am întâlnit șoferi în trafic care dacă un pic i-ai făcut cu farul sau dacă cumva prin neveghere ai uitat să dai prioritate, s-a oprit și a venit și te-a apostrofat. Am întâlnit, dragii mei, oameni atât de răi. Și calea pe care merg mulți în ziua de astăzi este o cale a răutății. Și dacă ai răutate în inima ta. Am văzut oameni, am văzut copii desmoșteniți de părinți din cauza răutății. Am văzut vecini care nu și-au vorbit ani de zile din cauza răutății. Și dacă asta, dragul meu, ai răutate în inima ta, tu mergi pe o cale care nu-i place Domnului și întrebarea pe care ți-o pune Dumnezeu astăzi, unde ești? Răspunsul tău e calea celor răi. Mai este o cale, dragii mei, în Psalmul 1:1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocolitori. Există o cale a păcătoșilor. Trăim o vreme, frate și surori, dragi prieteni, când oamenii găsesc plăcere în păcat. Spunea Apostolul, nu numai că le fac, dar găsesc plăcere în cei care le fac. Astăzi, și mi-e greu să spun, tinerii noștri și adolescenții sunt apreciați la școală dacă știu să fumeze. Mi-aduc aminte, eram în clasa 7-a și a venit cineva, era acum cu ani de zile, îmi dau seama ce e acum în școală. Eram în clasa 7-a și a venit cineva și am adus câteva beri în clasă și a spus, Cristi, haide. A spus, nu. Nu. Din ziua aceea n-am mai fost apreciat și n-am mai fost privit în cercul lor de prieteni. Pentru că există o cale a păcătoșilor. Și dacă astăzi ești pe calea păcătoșilor, vreau să spun, tu mergi în sens opus veșnicii. Dragul meu, vreau să repet, nu o spun eu, o spune Biblia. Mai există o cale pe care Domnul îi place în Ieremia 23:12. Deschideți-vă rog cu mine. Se spune că cel mai frumos sunet pentru predicator e răsfăitul Bibliilor în biserică. Și mă bucur să-l aud. Ieremia 23:12. De aceea, calea lor va fi unecoasă și întunecoasă, vor fi împinși și vor cădea. Căci voi aduce nenorocirea peste ei în anul când îi voi pedepsi, zice Domnul. O altă cale, un alt drum, dragii mei, pe care merg mulți oameni din ziua de astăzi și pe care s-ar putea să fii și tu, este calea tunericului. Știți că atunci când hoțul fură, preferă întunericul? Știți că atunci când Domnul pătătuiește, preferă întunericul? Se uită în jur. Aduc aminte că un frate pastor care lucrează ca și mecanic pe locomotivă, la un moment dat a staționat pe o linie moartă, așteptând schimbul de tură și era o fabrică la apropiere de bumbac, de unde ieșeau oamenii, muncitorii și chiar în acel moment era schimbul de tură. Omul acesta a privit, frate acesta pastor s-a uitat, a privit și a văzut cum ies oamenii râzi pe răzi. La un moment dat o fată a văzut pe mama în partea de apă, avea ceva sub pulover. S-a apropiat acea fată de locomotivă și așa de mare preț avea acolo încât s-a uitat în jur, în dreapta, în stânga, a scos bucată de bumbac pe care o furase la fabrică, s-a uitat în data aia pe vietru și a pus-o înapoi. Așa plăcerea a găsit ea în acea bucată de bumbac, încât n-a putut să șurte până acasă să o vadă. La un moment dat, fratele pastor a ieșit pe geam și a spus, spune-mi, te rog, dragii mei, calea pe care merg mulți oameni astăzi e calea întunericului.
Dacă astăzi preferi și ai libertatea fapte care n-ai vrea să fie afișate pe proiector, o să spun că va veni o zi când vor fi afișate, ziua judecății. Și dacă astăzi, dragul meu, ai lucruri în inima ta care te acuză. Am fost în gazdă la o femeie, la o soră, la o femeie în vârstă din Timișoara. Ea nu s-a împăcat cu Dumnezeu, din păcate. Dar am stat în gazdă la dânsa, împreună cu fratele meu, când eram la facultate în Timișoara. Și-o vedeam tot timpul că merge și ia de azipan, își ia medicamente și cu apasă ceva. Și într-o zi când s-a deschis față de mine, mi-a spus Cristi, am făcut păcate mari în tinerețea mea și nu pot să dorm din cauza. Mi-a spus Cristi, am crezut că timpul rezolvă asta. Dar nu-l rezolva. Și asta nu știu ce să fac. Nu pot să dorm noapte. Și mă gândeam atunci și mă gândeam și astăzi, e calea întunericului. Și sunt oameni, dragii mei, care de aici vor merge mai departe și vor zice, ei, lasă că mă pocăiesc eu înainte de moarte. Dragul meu, tâlharul s-a întâlnit cu Iisus înainte să moară, dar au fost mulți care au fost crucificați și nu l-au avut pe Iisus în viață. Însă vreau să vă spun că sunt și câteva căi care sunt plăcute Domnului. Și m-aș bucura să fie aici oameni care să poată spune, Doamne, eu mă duc pe calea asta. În Luca 1:78. Există o cale atât de frumoasă, în Luca 1:78. Și 79. Datorită mare îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele, care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții, și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Dragii mei, vreau să vă întreb astăzi, sunteți pe calea păcii? Există o cântare care îmi place foarte mult. Și spune așa la cor, să ai pace în mijlocul necazului tău. Să ai pace. Știți când se vede dacă avem pace în inimă? Când vine încercarea. Când te sună copilul de la școală și zice, mami, mă doare apendicita. Atunci se vede câte face are. Când primești o veste tristă, se vede câte face are. Fiecare, dragii mei, poate avem pace când avem tot ce pune pe masă, când șeful ne spune, ți-am dublat salarul. E pace, nu? Dar asta e pace care dă omul. Însă în interiorul, dragii mei, dacă nu ești pe calea plăcii, chiar am spus, există o neliniște care dă păcatul. M-aș bucura astăzi în Sighet să fie oameni care să meargă pe calea păcii. E o cale pierdută Domnului. S-ar putea să fiți aici oameni care poate ați împrumutat un ban și nu mai primiți înapoi. S-ar putea să fiți aici oameni, dragii mei, care va trebui să călcați poate peste voi. Numai ca să fie pace. Pentru că atunci când se jeapă voi, unul trebuie să tacă mai târziu sau mai devreme. Spunea Domnul Dumnezeu prin Iisus Hristos când s-a dus darul la altar. Și îți aduce aminte și am citit versetul acesta greșit. Eu am citit așa. Dacă îți aduci darul la altar și îți aduci aminte că tu ai ceva cu fratele tău. Dar nu scrie așa. Scrie, dacă îți aduci darul la altar, adică vii să cânti o cântare aici, vii să pui un ban la colecte. Poate ții o zi de post. Poate faci o milostenie. Dacă îți aduci darul la altar și ai îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Pentru că Domnul Dumnezeu nu-și imaginează că tu ai ceva cu cineva din problema ta și tu îndrăznești să faci ceva în casa lui, o slujbă, nu? El îți spune, dacă îți aduci aminte că el are ceva împotriva ta, du-te, chiar dacă o sunt motorină în plus. Du-te, împacă-te cu fratele tău, știi ce cauză? Mi-e frumos cântarea pe două mări. Mi-e frumos postul în care se unesc mai mulți. Mi-e frumoasă milostenia în care merg mai mult să fac. S-ar putea să creșiți pe fratele tău și să fie aici. Să fie pace. Dragii mei, mai există o cale și vreau să mă apropie de încheierea acestui punct. În Proverbe 2:20. Deschideți-vă rog cu mine. Proverbe 2:20 spune așa. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Există, dragii mei, o cale a oamenilor de bine. Unde ești astăzi? Sunt pe calea oamenilor de bine. Ce înseamnă calea oamenilor de bine? E calea unei mărturii bune. Când trebuie să te căsătorești ca și fată și vine băiatul din biserică și îl întreabă fratele păstor, frate păstor, sau poate nu din biserica asta, eu am pățit în care trebuie să-ți drept în altă biserică. Frate păstor, ce părere aveți despre fata respectivă sau despre băiatul respectiv?
Dacă omul acela a umblat, sau fata aceea, sau tânărul acela a umblat pe calea oamenilor de bine, păstorul nu va trebui să duce capul jos să zică, știe Domnul. Ar putea să stai capul sus să zică, cum mi-a spus mie fratele păstor, e o familie deosebit și cu nume bun. Dragii mei, în altă predica mea am subliniat foarte mult acest lucru despre un nume bun. Au fost oameni despre care vecinii au spus, e un vecin extraordinar. Dar după aceea s-a aflat că nu era așa. Revin la ceea ce spuneam, noi putem poza în fața oamenilor, dar în fața Lui Dumnezeu nu putem poza. O mers Iona, dragii mei, și deși drumul spre Ninive era un drum mai scurt, el a ales drumul cu distanță dublă, spre Tars, să se ascunde de Dumnezeu. Un proroc. În drumul al neascultării. El trebuia să meargă pe calea oamenilor de bine, pe calea pe care a mers slujitorile omului și nu a făcut asta. Dumnezeu l-a întâlnit. Și atât de greu să dea Dumnezeu o întâlnire sub apă. Mi-a dat întâlnire Dumnezeu sub apă. Sau la reanimare. Sau într-o mașină la care fiare sunt torsionate. E greu. Dar, dragii mei, dacă în Sighet sunt oameni care merg pe calea oamenilor de bine, care au o mărturie bună, vă aduc aminte de cei trei tineri din Babilon. Nu știu ce profesoară de studiu biblic au avut. Nu știu ce părinți au avut. Dar să nu cumva să credeți că doar ei trei erau din Israel. Fals. Erau acolo zeci, poate sute, poate mii de oameni din Israel. Și peste întreaga mulțime. Știți ce vedeau acești tineri? Și ăla să pleacă, parcă cântea cu mine la cor. Și ăla să pleacă, parcă era cu mine la templu. Și ăla să pleacă, auzi, dar noi nu ne plecăm. Nu ne plecăm. Pentru că noi o slujim tot Dumnezeu Fiului. Dragii mei frate și surori, dragi prieteni, vreau să vă spun că viața e un maraton. Nu e o cursă de alergare, e un maraton. Viața e un maraton și contează atât de mult pe ce drum mergi. Pentru că spune atât de frumos versetul acela. Multe căi pot părea omului bune. Dar la urmă, atenție, nu la început. La urmă se văd că duc la moarte. Întrebarea mea și întrebarea Dumnezeu pentru tine astăzi este unde te duci? Și mă rog ca să dai un răspuns care să salveze viața. Trec la a doua parte a acestei predici, spunându-vă, dragii mei, că Dumnezeu nu e profesorul ăla care dă cu creta, poate, în catedră și care spune, voi n-aveți voie să mă întrebați nimic, că nu mai eu pun întrebări. Nu, nu, nu. Dumnezeu e acel profesor care îți dă voie să-i pui și tu întrebări. Pentru că atunci când se semnează un contract între doi care își vând casa sau vând mașina, fiecare are dreptul la întrebări. Și la a doua parte a predicii vreau să vorbesc despre întrebări care le pot spune tu lui Dumnezeu. Sunt câteva întrebări care le pot spune tu lui Dumnezeu. Și vreau să deschideți cu mine în Fapte 9:5. E prima întrebare. Faptele Apostolilor 9:5. Spune așa. Hai să citim și versetul 3 și 4. Pe drum când se apropia de Damasc, deodată a sărucit o lumină din cer în jurul lui, el a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul a întrebat, cine ești tu, Doamne? Dragul meu care ești aici, vreau să spun că Dumnezeu îți dă voie să-i pui această întrebare. Doamne, cine ești tu? Eu nu m-am căsătorit cu o soție pe care să nu o cunosc cine e. N-am închis ochii și la întâmplare să trec pe cineva și zic, cu tine semnez contractul de căsătorie. Nu. Dacă lucrurile pământești, nu facem astfel de lucruri. Nimeni poate dintre voi n-a cumpărat o casă fără să-l vadă pe cel care vinde casa în persoană, nu? N-ați cumpărat o mașină fără să vedeți pe cel care va vându mașina în persoană. Cu atât mai mult, dragi noi, în lucrurile spirituale, Dumnezeu nu zice să închizi ochii, nu te interesează cine sunt eu, tu numai să semnezi veșnicia, nu? Dumnezeu îți dă voie să întrebi astăzi, Doamne, cine ești? Și deschide, dragii mei, în Exod 3:14, să vedeți cine e Dumnezeu. Exod, capitolul 3:14, pentru că Moise la un moment dat a spus, Doamne, Tu mă trimiți, dar oamenii aceia au făceat de buletinul tău. Exod 3:14, și spune așa de frumos aici. Hai să zic și 13. Moise a zis lui Dumnezeu, iată când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi. Și mă vor întreba, care este numele Lui? Ce le voi răspunde? Poate cuvinte egipteni ăștia au mulți Dumnezei. Tatăl meu a fost în India și spunea, Cristi, în India sunt o mulțime de zei. Dacă le spui că Iisus
E un zeu. Este și o problemă. Păi lângă 5.000 de zei mai încă pe unul. Dar, dragii mei, uitați ce spune Dumnezeu aici. Dumnezeu a zis lui Moise, numele meu. Eu sunt ceea ce sunt. Și a adăugat. Vei răspunde copiilor lui Israel astfel. Cel ce se numește Eu sunt, m-a trimis la voi. M-am întrebat ani de zile de ce Dumnezeu nu are nume. Dragii mei, noi muritori avem nume. Și știți când se termină numele nostru? Începe când ne-am născut și se termină la cimitir. Dar singurul din istorie care nu spune Eu am fost. Tot timpul când veți vorbi cu Dumnezeu, El vă va răspunde la prezent. Și spune așa, dacă mă întrebi acum 5 milioane de ani, cine sunt eu? Dumnezeu spune, Eu sunt. Dacă mă întrebi astăzi, cine sunt eu? Dumnezeu spune, Eu sunt. Dacă mă întrebi peste câteva milioane de ani, cine ești, Doamne? Nu să zic că am fost sau voi fi. Eu sunt. Dragii mei, Dumnezeu a spus, Eu sunt. Și știi ce pot spune în dreptul meu? Ce poate spune Dumnezeu în dreptul tău? Eu sunt cel care îți dă în fiecare zi sănătate. Eu sunt cel care îți dă în fiecare zi mâncare. Eu sunt cel care îți dă în fiecare zi pace în casă. Eu sunt. Spunea un alt verset, cerul și pământul vor trece. Dar cuvintele mele nu vor trece. Dragii mei, Dumnezeu e mai valabil decât pământul pe care îl cad și care crezi că are siguranță. Dumnezeu trăiește din veșnicie în veșnicie. Nu pot să vă explic, pentru că noi trăim o viață limitată. Și fac o paranteză. Știți din ce cauză nu ni s-a dat voie să mâncăm din pomul vieții? Pentru că după ce ai păcătuit, dacă ai fi mâncat din pomul vieții, ai fi trăit veșnic în păcat. Și soarta ta era iadul de la ta. Dar Dumnezeu a zis așa, oprim accesul la pomul vieții ca să dăm voie omului să se pocăiască. Să dăm posibilitatea omului să se pocăiască și când se va pocăi, să trăiască veșnic în iad sau în rai. Știți că va fi o vreme și o zi când vom mânca din pomul vieții? Dragul meu, haideți să deschidem în Isaia 9:6. Certificatul de naștere a Domnului Iisus. Isaia 9:6. Căci un copil mi s-a născut, un fiu mi s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Dragul meu care ești aici, vreau să spun un lucru. Nu există în această lume niciun certificat atât de frumos ca și acest certificat de naștere. Eu pot să spun în dreptul meu că Dumnezeul pe care l-am eu, e Dumnezeu minunat. Și Dumnezeul pe care l-ai tu, e Dumnezeu minunat. Spune aici, sfetnic, au fost momente când păstorul avea închis telefonul. Când frații care mi erau prieteni, nu au avut răspuns la întrebările mele. Și m-am plecat pe genunchi, am deschis Biblia și el mi-a fost sfetnic. Continuă mai departe și spune, Dumnezeu Tată. Dragii mei, spunea psalmistul, vezi cu ce ură mă împresoară vrășmașii mei. Dar Domnul Dumnezeul nostru e Dumnezeu tare. Mai departe spune Părintele veșnicilor, nu există un nume mai frumos. Domn al păcii. Îi pui astăzi întrebarea aceasta lui Dumnezeu. Și el spune, Eu sunt. Și ceea ce vreau să sublinez în această dimineață este că Dumnezeu e mângâiere. Eu sunt mângâietorul tău. Dar mai este un nume foarte frumos care are Dumnezeu. Eu sunt Mântuitorul tău. Astăzi, Dumnezeu are îmbrăcată haina de Mântuitor. Dar vreau să spun că într-o zi va avea îmbrăcată haina de judecător. Când vrei să-L întâlnești? O a doua întrebare care eu pot spune lui Dumnezeu se găsește în fapte, în același context, fapte 9:6. Uitați ce spune aici. Fapte, capitolul 9:6. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Dragii mei, dacă eu aș fi bolnav de cancer astăzi și aș întreba pe un doctor care medicament mă vinde, că el mi-ar spune medicamentul cu tare din farmacia cu tare.
Vreau să spun un lucru. Nu e de ajuns să știu cine e Dumnezeu. La fel cum nu e de ajuns să știu că există un medicament pentru cancer în farmacia din Sighetul Marmației. E nevoie să merg să iau medicamentul acela și să mi-l administrez. Dacă vrei veșnicia cu Dumnezeu, dacă vrei o viață de binecuvântare, o viață de pace, nu e de ajuns ca Dumnezeu să spună eu sunt. Tu trebuie să intri în relație cu El și să spui, Doamne, ce vrei să fac? Și, dragii mei, întrebarea aceasta are un răspuns care s-ar putea să nu ne placă, dar răspunsul spune așa. Pocăiește. Fratele meu, sora mea, pocăința nu e un lucru greu. Pocăință înseamnă să-ți recunoști trecutul, să vii cu păcatele tale, să spui, Doamne, prin sacrificiile mele, prin ceea ce am încercat eu să fac, n-am putut să scap de ele. Dar prin jertfă de la Calvar, vreau ca tu să mă scap. Pocăință înseamnă, dragii mei, să ne pară rău de ce am făcut și de azi înainte să trăim cu totul nou. Vreau să vă spun că cunoștința nu duce la mântuire. Sunt oameni astăzi care știu Biblia pe de rost. Poate știu atâtea despre Dumnezeu, dar nu au o relație personală cu Dumnezeu. Pocăința, nu cunoștința, duce la mântuire. Deci, în fața Cristi, tu nu știi că eu sunt un om foarte moral. Dragul meu, s-ar putea să te superi la cuvintele care ți le voi spune, dar ți le spun bazat pe Biblie. E diferență între moralitate și spiritualitate. Eu pot să mă las într-o familie cum se năștea o rege din Anglia. Dacă știi cartea aceea, Prinț și Ceșător, oamenii aceia care fac schimb între ei, copiii aceia care fac schimb între ei de haine, să vedeți cum se crește și ce educația de astăzi se primește într-o familie bună. O moralitate bună se poate căpăta printr-o educație eficientă, o educație bună. Dar spiritualitatea și umblarea cu Dumnezeu nu se poate căpăta decât prin nașterea din nou. Am avut șef la firma mea unde am lucrat, care erau niște oameni morali extraordinari. Am avut ocazie când se oprea șeful și îmi spunea, Cristi, te rog frumos în fața mea, și eu eram un simplu muncitor. Am avut oameni care aveau respect în față de oameni, oameni educați în Belgia, extraordinari, care le ziceam, măi, ăștia sunt ca pocăiții. Dar ei erau doar morali. Și iadul va fi plin de oameni morali, să nu te faci. Dragul meu, o vine Nicodim care era un om moral, era un conducător, era un lider. A spus, Doamne, nu merit eu cerul? Parafrazând ceea ce spune acolo. A spus, Nicodime, cum ești tu acum, nu poți intra în cer, chiar dacă ai Biblia în mână. Nu era un om moral, era un om al legii, un învățător al legii. Frați și surori, vreau să vă spun că nașterea din nou, spunea Paul Washer, un pastor baptist din America. Noi am vrea să vedem, poate mai mult imun, să vedem vindecări, să vedem fel și fel de lucruri spectaculoase. Dar spunea Paul Washer, cea mai mare minune din viața unui om care se poate întâmpla este nașterea din nou. Auzeam în urmă cu două zile la o seară de rugăciune într-un județ, într-o locație din județul Bihor, despre un tânăr care a fost drogat. Ani de zile a luat drogul să studia de părinți, pentru că am spus, de părinți te pot ascunde. Poza bine. Și a ajuns să dea 400-500 de euro pe zi. 400-500 de euro pe zi pe droguri. Știți că Dumnezeu poate schimba și astfel de oameni? Astăzi este misionar, de la școala de misiune. Și m-am cutremurat. Am spus, dacă un primar s-ar fi, ar fi adăvat toți primarii de România, toți oamenii morali și ar fi ținut lecții de teorie, nu ar fi așa cu nimica. Știți ce schimbă? Ce poate schimba? Pocăința și întâlnirea cu Dumnezeu. Dragii mei, noi obișnuim după pocăință să încheiem și un contract cu Dumnezeu. Pentru că nimeni nu lasă să mă mut într-o casă nouă până ce n-am un contract semnat. Cine îți dă veșnicie acum nu semnesc contractul? Și contractul care semnăm noi, știți cum se numește? Botez. Deci, în fapt, Cristi, tu iar nu știi. Noi m-am botezat când am fost mic. Dragul meu, o spun cu tot respectul, cu toată dragostea. Când m-am căsătorit eu, la primăria din Arad. Nu, eu am și o soră micuță care are atunci 2 ani de zile. Și m-am uitat la primarul care oficia căsătoria și n-a spus surorii mele, auzi, hai să ne ajută în locul lui. Pentru că știa că e minor. Când mi-am cumpărat mașina în urmă cu 2 ani de zile de la un mecanic din Arad, n-am luat pe sora mea să semneze contractul de mașină. Pentru că n-ar fi acceptat-o. Știi ce e dureros? Că oamenii au schimbat și au spus așa,
Chiar dacă lucrurile pământești, copiii nu pot semna, dar lucrurile spirituale pot semna. Fals. Dragii mei, fals. Biblia aceasta spune așa, cine va crede și se va boteza, că poate fi instituiat, nu știi. Dar nașul crezut pentru mine. Dragul meu, vreau să întreb ceva. Când mănânci tu, mănâncă nașul? Când te culci tu, se culcă nașul în locul tău? Când ai avut anumite probleme în viață care au trebuit să le rezolvi, a mers nașul în locul tău? Pentru că dragul meu spunea tot poloașul, va fi o zi. Va fi o zi a judecății. Când nu părintele, nici păstor, mie m-aș bucura să intre păstorul în locul meu la judecată. Ca să spune numai cuvinte bune despre mine. Probabil. Dar dragul meu, nici măcar tatăl meu nu va intra, nici măcar soția mea. Eu a trebuit să mă întâlnesc cu Creatorul. Dumnezeu a pus întrebările astea și tu ai dreptul să îi pui și tu întrebări. Și o ultima întrebare care vreau să spun este aceasta. Ce răsplată vom avea și nu mai deschid pentru că timpul zboară, Matei 19:27, au spus ucenicii, Doamne, bine, bine. Am înțeles cine ești, am înțeles că nu ești, au spus pentru Doamne, tu ești Hristosul. Oamenii spun că ești un proroc și fel și fel de alte interpretări, Doamne, tu ești Hristosul. Și au spus mai departe ucenicii, Doamne, am înțeles că trebuie să ne botezăm. Dar, Doamne, ce răsplată nouă cine cade? Așa suntem noi oameni. Nimeni nu merge la locul pe gratis o lună, nu? Nimeni. Sunt sigur, pentru că nimeni nu lucrează gratis. Și zic, pentru Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Trăgeau peștii foarte bine la noi unde pescuiam. Dar am lăsat mrejile, am lăsat barca și te-am urmat. Doamne, am lăsat familiile. Și sunt oameni astăzi păstori, slujitori, care lasă familiile și merg în țară, poate la evanghelizare. Poate sunt aici oameni care merg la închisoare și lasă la casă soția și merg să viziteze pe cineva din închisoare. Dar noi la biserică sunt astfel de oameni care fiecare sâmbătă merg să facă acest lucru. Și dragii mei, Dumnezeu nu se supără pentru întrebarea asta. E normal să pui întrebarea asta. Doamne, ce răsplată vom avea? Pentru că orice contract are și beneficii. Haideți să deschidem pentru câteva răsplătiri. Să vă arăt că merită. Merită să umblăm cu Dumnezeu. Matei 19, pardon, Apocalipsa 22:4. Apocalipsa 22, versetul 4. Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Dragul meu, printre beneficiile care le vor avea ca muritor, va fi că numele Lui, Dumnezeu, va fi scris pe frunțile noastre în veșnicie. Asta dacă mă duce la primarul din Arad și spune, domnule primar, aș vrea să mă înviați. O să zică, Petre glumește de aia. O să zică, domnule primar, eu de astăzi mă voi reprezenta cu numele dumneavoastră. O să zică, să nu cumva să faci asta, că le dau în judecată. Nobel, cel care a fost un om de știință extraordinar, când a lăsat acea valoare foarte mare pentru premiile Nobel, știți ce a spus? Să-mi selectați din lume cei mai buni oameni. Nu dau, chiar dacă am bani și am lăsat bani, nu dați oricui. Să-mi selectați din lume cei mai buni oameni. Și oamenii care vor fi cei mai buni în chimie, în fizică, literatură, în fiecare an vor primi premiul Nobel. Și asta și m-am gândit așa. Dacă Nobel nu și-a pus numele peste oricine, credeți că Dumnezeu își pune numele peste oricine? Deschideți cu mine, dragii mei, în Apocalipsa 2:7. Ce se va mai întâmpla acolo? Cine are urechi de auzit să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celul ce va birui, vă da să mănânce din pomul vieții care este Raiul lui Dumnezeu. Dragul meu, spune aici, celul ce va birui. Beneficiul, un alt beneficiu al unui contract semnat cu Dumnezeu este că vei mânca din pomul vieții și vei trăi veșnic. În lumea de astăzi, știința depune eforturi uriașe pentru a descoperi măcar un pic din secretul longevității. Cea mai mare veste pentru o femeie în vârstă este să spui că va mai trăi câteva zeci de ani, cel puțin. Dragii mei, fiecare din noi este acest gând de a mai trăi un pic, de a mai trăi un pic. Să nu spui cumva cuiva că va muri mâine. Pentru că e o veste dureroasă, e o veste grea. Dragii mei, în veșnicie ni se va da să mâncăm din pomul vieții. Și vom trăi veșnic. Nu mai descrit, dar spune în Apocalipsa 2:26, va stăpâni peste neamul. Aici poate ai avut, n-ai avut și pe cine stăpâni. Poate încercați să gândezi la primărie, poate la un post de profesoare, poate la un post mai mare. Și poate oamenii nu te-au băgat în seamă. Poate zic, uite, vine și pocăiță sau pocăită. Dragii mei, cei ce vor birui și vor ajunge în veșnicie, vor stăpâni peste neamul. Și în Apocalipsa 3:31
Zice, va sta pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Scaunul care are acasă într-o zi va arde. Cel mai mare incendiu din lumea asta va fi cu casa ta și cu casa mea. Cu mașina ta și cu mașina mea. Frate și surori, dragi prieteni care sunteți aici, vreau să vă întreb în final. Veți pleca de aici cu răspunsuri la întrebările care le aveți. Veți pleca de aici cu hotărâri noi. Am spus că voi spun la început de ce întrebările au fost opționale. Câtă vreme omul trăiește pe pământ, întrebările și răspunsurile la întrebări sunt opționale. Dumnezeu nu obligă, spune așa, iată eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Vreau să spun un lucru greu. Va fi o zi când răspunsul la întrebările lui Dumnezeu nu va mai fi opțional. Va fi acea mare zi a judecății, când pământul și cerul vor fugi. Și spunea tot Paul Washer. Când vei intra în starea de judecată al lui Dumnezeu, vei observa în spate cum cerul și pământul fuge. Atenție! Tu, un simplu muritor, nu fugi, tu intri. Dragul meu, vă dați seama ce va fi în ziua aceea? Mă duc aminte. Eram în clasă de primare. Și intra în clasă profesoara. Eu eram litera B, la a doua pagina catalogului. Se întâmpla de multe ori când deschidea catalogul, deschidea la A și când mergea la a doua pagină, lua câte două foi deodată. Și ajungea la litera C. Făcea mai departe și eu nu mi-am auzit numele. Eram cu boare. Și spunea, mama profesoară, sunt și eu aici. Dragul meu, va fi o zi când marele profesor va strica catalogul din cer. Nu-mi doresc ca ceva, mă decât să te auzi și tu numai. Vreau să spun ceva. Profesorul acela nu dă două foi deodată. Profesorul acela nu greșește. Și spune cântarea. Și am auzit o cântată de niște tine și am plâns. Când se vor citi numele, vei fi acolo? E o întrebare. Dragii mei, nu se poate să spui Domnului, Doamne, e greșit astăzi, că ai sărit peste litera mea. Nu. El nu greșește. El nu e om ca să greșească. În Rai nu există păcat. În Rai nu mai există, dragul meu, nelegiuire. În Rai nu mai e nevoie nici măcar de becul. Noi intrăm în cameră și băgăm mâna după stâlp și aprindem becul. Dar spun la Apocalipsa 22 că El ne va lumina. Dragul meu, nu se dor de veșnicie în seara asta. Vreau să spun ceva. Raiul ar fi mai sărac. Sigătul marmației e mai sărac. Știți din ce cauză? Că n-am mai mulți pocăiți aici. Să te prindele închisorile, dragii mei, de păcat și de nelegiuire. Și avem oameni care să ne reprezintă, dragii mei, să ne reprezinte cerul pe pământul ăsta. Și nu prea avem astfel de bani. Am vrut să vă spun la început că mi-e greu mesajul acesta pentru că sunt trimis ca ambasador. Și eu reprezint împărăția lui aici. Și familia mea trebuie să fie un colț de rai. Că dacă familia ta nu e un colț de rai, n-ai cum să ajungi de aici încolo, dincolo rai. N-ai cum. Nu te duce Dumnezeu din ea, de aici, în rai, dincolo, nu. Dacă în inima ta nu e un colț de rai, n-ai cum să ajungi în raiul acela. Vreau să închei cu o poezie care îmi place atât de mult. Dragii mei, e poezia care am încercat-o la întoarcerea oncului meu acasă. Te adresez ține, mă adresez mie, pentru că căminul nu-i întrec. Noi am pierdut ideea, dragii mei, și avem nevoie din nou de părtășeală cu Dumnezeu. Îți spune poezia atât de frumos, mă voi întoarce acasă într-o zi, în țara mea, la casă părintească, pe drum de cer, prin fund de privegii, apropierea ei să mă sfințească. Mă voi întoarce acasă în curând, îl voi vedea pe tatăl și pe ai mei. Nu mă mai apasă niciun gând decât să fiu acasă lângă ei. Mă voi întoarce acasă ca să pun piciorul meu pe neuitatul prag. Să-mi genunchez acolo și să
să spun adio soartei mele de priveac. Căci nu voi mai lăsa pentru nimic lumina și ferestrele din tâi, ci voi avea atunci de mic un loc în univers, nu în iad, un loc în univers și un căpătâi. Mi-e dor de casa noastră și de frații ce-au plâns străniți cu frunțile în palme, când în căzut din numeroase spații am coborât în lumea de sub alme. Mi-e dor de vatra noastră în stelar, spunea fiul risipitor, și de iubirea fratelui mai mare, grădina aceea, s-o mai văd odată, de acolo sus, la mare sărbătoare. Și, dragii mei, acum răsună strigătul acesta al acelui om, de care păcatul l-a îngenunchiat, care-i murdate haina de la porci, și care spune așa, mă voi întoarce, auzi? Mă voi întoarce așa o loc, tărându-mă în genunchi, pentru că păcatul te îngenunchează, păcatul te-a făcut praf. Așa o loc, tărându-mă în genunchi și ultima putere mi-o voi stoarce, vestindu-mi bucuria din rărunchi. În ziua aceea nu voi întreba pe nimeni de nimic. O să zic că familia, tu te pocăiești, neam de neamul tău, vă spun, dragul meu, nu mă interesează ce zice familia. Vineam să merg pe mașină și plângeam și spuneam, Doamne, mai bine nebun pentru rai decât înțelept pentru iad. Mai bine nebun pentru Hristos, pentru că din perspectiva lumii, ceea ce facem noi aici e o nebunie, dragii mei. Dar va fi o zi a judecății când vor înțelege că ceea ce au făcut ei, de fapt, a fost o nebunie. În ziua aceea nu voi întreba pe nimeni din nimic, ci mă voi duce pe orice drum deschis în fața mea, pe urmele de oi și pe la cruce. Și voi ajunge acasă lângă tata, la masa cucurilor din tăi, adică voi ajunge din nou în etern, în rai. Din ultim drum, sunt fericit și gata. Iar tu, planetă neagră, ai să rămâi, căci mi s-au dat arii de porumbelă. Să zbor mai sus, de lumea ta de sânge, la tatăl armoniilor, la el, unde veci te veci, nu vă ne pluci. Și voi cânta cu inima, cu gura, cu mâinile pe harfă tâmplând un snop de laude mavivătura la tronul nemuririi și curând. Dragii mei, eu îmi închei zoria pentru această dimineață. Cred că am reprezentat cu cinste cerul aici. Dar nu o să închei până s-o să vă spun că în America un tată cu copiii lui obișnuiau să se joace pază. Și tatăl la un moment dat lua o piesă, o băga în buzunar și pleca în bucătărie și copiii rămâneau mai departe, fără să vadă că din tablou acela lipsea ceva. Și când terminau acel tablou, spunea tati, ne-am fi bucurat să se prezentăm tablou întreg. Dar lipsește o piesă. Și tatăl venea, scutea piesa așa din buzunar și o punea în locul potrivit și spunea, dragii mei, acum tabloul e întreg. Anii au trecut. Și unul din copiii acelei familii a plecat în lume. A ales calea distracției, calea păcatului, calea drogurilor. Iar tatăl se îndrepta în fiecare zi spre cer, cu prețul la mine. Iar la un moment dat, după câteva zeci de ani, acest fiu risipitor a primit un telefon, în care i s-a spus așa, tatăl tău e la un pas de veșnicie. E în spital. Și vrea să te în acel moment, acest tânăr l-a străpuns amintirea copilăriei a familiei întregite, a tabloului frumos. A luat primul avion, a coborât în aeroport, a luat primul taxi și a intrat urlând în spitalul acela, strigând, dați-vă la o parte, pentru că vrea să-și prinde tatăl în viață. A ajuns în sala în care tatălui era internat. S-a plecat peste tatălui și a zis, tati, eu am fost piesa lipsă.
Astăzi m-am întors acasă. Dragul meu, vreau să spun ceva. Ca și tânăr, poate ai crescut în biserică de zile, ai avut întâlnire cu Dumnezeu. Ești piesa lipsă. Ca și om care ne vizitez astăzi pentru prima dată, vreau să spun ceva. Tu ești piesa lipsă în biserica asta. N-ai vrea să faci pași cu Dumnezeu asta? Îi spune Cristo, ce să fac pași cu Dumnezeu? Că ce-a făcut pentru mine? Dragii mei, ar fi de drept și ar fi fost de drept ca Iisus să ne ceară să venim la El. Dacă n-ar fi venit El mai întâi la noi. O venit El mai întâi. Noi astăzi suntem îmbrăcați frumos. El a avut o singură cămașă. Când pleca un evreu dintr-o familie, era obiceiul să primească o haină din partea mamei cadou, cămașă dintr-o singură țesătură. Atât au avut. Și la cruce și aia i-am luat-o. Și aia i-am luat-o. O întreba, Doamne, poți să vin cu tine undeva cineva? Și-a zis, vină, lasă, n-ai să te culci, că vulpile au prizuit. Bă, spune ce-l beau.